În data de 29 iulie, ora 8:45 de minute, un echipaj de specialiști pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș s-a deplasat pe raza comunei Borcea pentru ridicarea, asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată și transportul unui proiectil exploziv de calibru 75 de mm, reprezentând muniție din timpul celui de-al doilea război mondial. Elementul de muniție rămas neexplodat a fost descoperit de către un cetățean în timp ce efectua lucrări de reparare a unui gard din propria gospodărie. Acesta a sunat la 112 și a solicitat intervenția echipajului pirotehnic. Specialiștii au intervenit cu o auto specială pirotehnică și au ridicat elementul de muniție rămas neexplodată pe care l-au depozitat în vederea distrugerii ulterioare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș recomandă cetățenilor ca în momentul în care descoperă elemente de muniție rămasă neexplodată să anunțe de urgență organele de poliție, autoritățile administrației publice locale sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș la numărul 112. De asemenea, se recomandă cetățenilor ca în astfel de cazuri să respecte următoarele măsuri. Să nu miște de pe locuri pe care se află elementele de muniție descoperită, să nu le desfacă și să nu le predea operatorilor economici, societățile ce au ca obiect de activitate colectarea materialelor feroase, să nu folosească elementele de muniție descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente, să nu lovească, să nu taie și să nu demonteze elementele de muniție și să nu folosească focul deschis în apropierea acestora.